Vis din 18 iulie 2021. Am visat cum pe un drum mergea un om foarte mare. Trupul omului era format din oameni. Capul trupului era mare și foarte strălucitor. În funcție de anotimp, capul lua forma pentru a proteja trupul. Lângă mine era un om bătrân care îmi vorbea și îmi explica că trupul acela reprezintă biserica Domnului de pe întreg pământul, iar capul reprezintă pe Iisus Hristos. Pe urmă bătrânul mi-a spus: privește cât de greu pășește și înaintează trupul. Eu l-am întrebat: dar de ce? Și el mi-a răspuns: pentru că cei care sunt picioare nu mai au râvnă și din cauza aceasta se face așa grea înaintarea. Deodată am văzut că au apărut trei bărbați. Primul era îmbrăcat în albastru închis, al doilea era îmbrăcat în verde închis și al treilea era îmbrăcat cu o haină de armată, camuflaj. Cu ei aduceau o bucată mare de material care avea culoarea roșu închis. Cu acest material au acoperit întreg trupul de la gât în jos. Eu am întrebat pe omul bătrân de lângă mine: acum, ce va fi? Pentru că nu se mai vede nimic în față. Iar omul bătrân mi-a răspuns: uită-te sus, capul nu este acoperit și nimeni nu-l poate acoperi. Capul va conduce tot trupul. Prin credință, picioarele trebuie să înainteze, pentru că nu va dura mult această orbire. Deodată am văzut pe omul bătrân cum a început să ofteze și era foarte trist. Eu l-am întrebat: de ce ești așa trist? Și el mi-a răspuns: privește! Când m-am uitat, am văzut cum mulți oameni ieșeau de sub materialul roșu care l-au pus acei trei bărbați peste trup. Eu am întrebat: de ce au ieșit oamenii aceștia și ce se va întâmpla cu ei? El mi-a răspuns: nu au mai rezistat și au ieșit. Și ce este trist este că ei se vor pierde. Și au oftat din nou. După puțin timp, bătrânul a început ca să zâmbească și mi-a spus: uite, vine izbăvirea! Și am văzut cum coborau trei îngeri cu o bucată de material de culoare albă. Primul înger era îmbrăcat în alb, al doilea în albastru și al treilea în auriu. Au pus materialul alb cu care veneau peste cel roșu, care era pus peste trup. Și într-o clipită a dispărut cel roșu și a rămas materialul alb, care s-a pus peste fiecare om în parte și tot trupul strălucea frumos. Și au început să înainteze cu mai multă râvnă decât aveau la început. Bătrânul mi-a zis: materialul roșu reprezintă o încercare în dreptul bisericii, dar cei sinceri vor merge înainte prin credință și vor aștepta biruință de la Dumnezeu. Materialul alb reprezintă râvnă și puterea care va veni peste cei ce vor rămâne și nu se vor compromite. Pe urmă mi-a mai zis: nu mai este mult și toată lupta se va termina, dar până atunci trebuie să mai treceți prin încercări și prigoane. Deodată am văzut multe adunări. În unele adunări erau mai mulți, iar în altele erau foarte puțini și altele erau goale. El mi-a zis: va veni o vreme în care toate bisericile vor fi deschise, dar din pricina condițiilor care se vor pune, mulți nu vor mai merge. Am văzut multe clădiri din care ieșea o lumină și mergea până în nori. În acea lumină se vedeau multe plicuri
care se ridicau în sus spre cer. Din cer venea o lumină aurie care scria pe plicuri. Eu am întrebat pe omul bătrân: ce reprezintă această lumină? El mi-a răspuns: este legătura cu cerul prin rugăciune și se face în casele credincioșilor. Apoi el mi-a mai spus: spune acest vis tuturor. Amin.